Fostul șef al Procuraturii Anticorupție, Viorel Morare, a primit încă 20 de zile de arest. Decizia a fost luată cu puțin timp în urmă de magistrații judecătoriei Chișinău cu sediul la Ciocana. Avocatul lui Viorel Morare, Vasile Foltea, a declarat anterior că Procuratura Generală face presiune asupra judecătorilor care vor examina demersul privind prelungirea mandatului de arestare. Morare este cercetat penal pentru abuz în serviciu, false în acte publice și amestecul în înfăptuirea urmăririi penale. El pledează nevinovat și afirmă că ar fi fost reținut la comanda președintelui Igor Dodon. Șeful statului a negat acuzațiile și spune că Morar este cercetat penal pe bună dreptate, deoarece în 2016 ar fi inițiat ilegal dosarul privind finanțarea ilegală a PSRM.